sosit cu trenul în gară, Constantin trăit la țară, într-un sat din Bărăgan. I-a zis mama: Constantine, mamă, ține seama, la oraș sunt oameni care vor să vrea să-ți ia din bani. Constantine, Constantine, ți-a zis mama, ține seama, când ajungi la București, la oraș sunt oameni care vor să-ți fure din parale. Fii atent să nu pățești. În chimirul de sub haina lui cea nouă ține strânși vreo 1000-2000 de parai, banii lui de început. Cu migală în școala profesională, de unde? La Istanbul. Să înveți o meserie, să ajungă om făcut, cu funcție de răspundere, președinte de ceva. Constantine, Constantine, ți-a zis mama, ține seama, când ajungi la București, singura capitală țării, la oraș sunt oameni care vor să-ți fure din parale. Fii atent să nu pățești. Aoleu, muică! Se spune despre Constantin că se urnește greu, da, domne? Dar și când se urnește, abia se mișcă. Sus la cina, Constantin stă bea o bere, banii lui dau putere să se simt un domnișor. Intră în vorbă, fără să cunoască frica, cu distinsa Veronica și o roagă să ia loc. Veronica, strângătoare ca furnica, vrea să se întoarcă acasă cu îmbrăcăminte aleasă. Dă-nainte, e la farmec, vreau să dai, să-mi iei dacă ți-l ameni și-n Helena Rubinstein. Constantine, Constantine, ce-a putut face din tine? S-au dus și bani și norocul, s-au dus și viață și domnie, s-a dus tot ce putea să fie, și vorba mare revie. Constantine, Constantine, ți-a zis mama, ține seama, când ajungi la București, la oraș sunt oameni care vor să-ți fure din parare. Fii atent să nu bățești.